Astăzi este duminică 14 iulie 2019 și am plăcerea să mă aflu din nou în crescătoria unui veteran columbofil al Bucureștiului și al României. O persoană care în urmă cu 5 zile a împlinit o frumoasă vârstă, 87 de ani, da? Mulți înainte, domnul Puf! Să mai trăiți sănătos încă 20 de ani, să mai aveți puterea să vă ocupați de porumbei. Puțin mai devreme discutam amândoi aici despre arborele genealogic al familiei dumneavoastră și mi-ați recunoscut faptul că vă trageți dintr-o familie foarte longevivă. Este? Da. Străbunicul dumneavoastră a murit la? 117 ani. 17 ani, da. Pe câmp, undeva? Pe câmp, la Arad. Plecat la Arad. Vă dați seama ce înseamnă asta, da? A fost găsit mort acolo. Da, foarte. Și la fel și rude și bunici și... Asta e viața. Unchi, da. Și dumneavoastră cu porumbei în continuare, nu? E pasiunea și... care v-a mai rămas. Da, aici filmăm acum în compartimentul care a rămas în continuare destinat porumbeilor de matcă, da? Am înțeles că sunt numai masculi aici, nu? Aici sunt numai masculi, că am separat. Câți aveți aici? Aveți câțiva? Câte boxe sunt, domnul Puf? Am total 24 de perechi. 24 de perechi, nu? Ăsta lângă mine aici am înțeles că e porumbelul olimpic, nu? Ăla cu pana albă este olimpic. Olimpic. Ziceți-ne câteva cuvinte despre el dacă este amabil. Am înțeles că are... 100% Van Dam. Da. Este din anul 2002. De 17 ani. Am înțeles că nu mai reproduce acum, nu? Nu mai... Dar se ține foarte bine totuși la 17 ani. Nu mai are plot, dar în schimb crește cu ei. Da? I-am dat porumbița tânără. A, și i-a schimbat ouăle și... Da, da. Foarte frumos. Câte perechi de pui ați reprodus anul ăsta din ei, din matcă? Din matcă? Două serii sau trei? Tot ce am cu cazbor, sunt porumbei din matcă. Dar de obicei că două serii, nu? Cât scoateți? Două serii. Două serii. Și nu mai știu tardiv că... Vă aglomerați cu ei, nu? Aglomerai și nu mai am nevoie să țin pentru matcă tardiv. Da. Dacă mai sunt tardiv, îi mai dau la unul, la altul. V-ați mai introdus ceva la matcă în ultimii ani? Știu că ați fost... Am adus de la Gabi Oprea, de la Constanța. Da. Patru masculi și o fetă. Când i-ați adus? În ce an? 2016. Deci ați apucat să scoateți din ei și să-i verificați? Da, da, da. Și mi-a dat chiar rezultate foarte bune. Unul dintre ei împerechea cu o porumbiță dintre stiul de Herbert. L-a făcut pe... A ajuns unul din fiii lui la Cioacă Florin de la Craiova. Da. Care fiind din el, a scos campion olimpic, campion, a avut locul 1 la maraton extrem în 2017. Sângele apă nu se face. Eu știu că rezultate de ale porumbeilor, porumbei de la dumneavoastră au obținut foarte mulți crescători din Oltenia, din câte știu eu de la dumneavoastră, este? Da, în decursul anilor. Mulți porumbei de la mine, domnul Bobașu, care mi-a venit la întreprindere, băiat care, tot așa, Florea Giurgică de la Balș, a fost campion olimpic în maraton extrem în porumbei de la mine. De când dragostea asta a dumneavoastră pentru maraton și maraton extrem? Toată viața a zburat-o sau în tinerețe erați mai cu viteza de mifondul? Înainte nu se ținea cont. Trebuia să zbori toate categoriile. Fiind foarte vechi în columbofilie, din 1958, pe vremea se zbura cu trenuri. Știu, da. Vagoane de marfă, nu? Da, vagoane de marfă. Zburai de la pui până la maraton, porumbeii care aveai. Se făcea Varșovia pe vremea aceea. Asta e la unul dintre cele mai lungi concursuri, da, Varșovia, nu? Varșovia, da. Care am câteva diplome. O să vi le arăt. Sigur, mi-ar face plăcere. De la concursurile respective. Iar acum, la o anumită vârstă, nu mai poți să faci față, mai cu seamă, în condițiile actuale în care s-au importat foarte mulți porumbei de înaltă categorie, atât de viteze cât și de mifond, cât și fond și maraton, și sunt crescători, o să le spui, profesioniști acum. Așa este, da. Oameni care au situație financiară comparabilă, au manager, au îngrijitori, au antrenori, au... Mașină specială de transportat. Așa e. Oamenii ăștia, în mod deosebit, câștigă locurile fruntașe la viteză și demifond.
unul și dintre ei care are și la maraton. Cum e Sandu Cazacu, cum e Pașa, cum e domnul Stănescu. Așa. Oameni care are și la fond și maraton. Însă vârsta nu mai îmi permite să mă ocup porumbeii de viteză de mifon. Trebuie să faci foarte multe antrenamente cu ei. Să-i țin priză mereu, nu? Să-i țin priză mereu. Nu permit la da. Vârsta mea să mai vorbim. Dar de restul vă ocupați personal, nu? Personal, nu mai am partener. Înainte mai aveam. Știu că aveați, exact, ați avut mai multe tandemuri în decursul anilor. Am rămas tandem, dar nu aici, la Baia Mare. Cu Radu? Cu Radu Onicaș, da. Acolo zburăm familia Onicaș și familia Puf. Da. Și în fiecare an, pe primetul rubei de aici, care îmi dă și rezultate, anul se antrenez vreo 16 ani. Pe mine, vreo 4 bătrâni. De la domnul Stănescu, de la Gradul Oprea, de la Constanța, eu zbor și acolo, numai că el să așa, așa. Radu, din câte știu eu, Onicaș, a fost unul dintre preferații și apropiații dumneavoastră. Un om de o mare calitate. A pus mult suflet aici, știu că vă ajută. Da. Știu, am mai vorbit cu Radu la telefon, nu foarte des, dar că nu nici el nu prea are timp, acum e. Are trei copii, are probleme. Trei copii deja? Da, nu știam asta. De copii n-am vorbit cu el, dar știu că... Are doi băieți și o fată. Super. Mi-a povestit odată că și-a făcut o crescătorie frumoasă. Ne-a invitat pe acolo să mergem. El era căsătorit de când a venit aici. Da. Însă ședea la părinți. Acum s-a mutat la Sălaș. Acum s-a mutat la... La Maramureș, am înțeles. La Baia Mare, nu? Baia Mare. Super. Un om de o mare calitate. Văd că porumbeii dumneavoastră au rămas la fel de frumoși în continuare. Îmi place cum arată, se prezintă bine. Ăsta este fiul de Van Damme. Gutul ăsta, da? Da, da. Ăsta e unul din porumbeii care... Când a venit Radu Onicaș, a adus 12 porumbei de la Gică Stanca. Da. Și părinții, unul din părinții al mascului ăsta, e de la Gică Stanca femeia. Da, da, da. Acum sunt marat. Restul ăștia sunt din Freidenhoven. Da? Ăștia care guții ăștia pe închis? Ăsta e Freidenhoven. Ăsta este de la Gabi Oprea. Ăla de acolo e tot Freidenhoven. Gotul ăsta care îl filmăm, da. Ei, și unde e albul? Da? La... Ați minte că ai adus o dată niște columbei care... Și am oprit eu o femeie la albă, așa? Știu, 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 știu. E bine, femeia aia cu... Tot cu un mascul care l-a adus atunci Air Camp, mi l-a dat pe ăsta, care la rândul lui cu o porumbiță de John Stone, care o să vă arăt la marcă, mi-a dat cei mai buni porumbii de fond. Merge până la 700 de... Brici. Brici! Da, mi-aduc aminte de aveți dreptate. John Stone cu... Da. Vă mai schimbați perechile la matcă în fiecare an sau le mai care, și păstrați? Care dă rezultate, nu. Care dau rezultate, nu, nu? Care nu dă rezultate... Da, mai umblați la ele, da. Uite, ăla negru de acolo, ăla. Da. Este de la Munteanu Vasile, preotul de la Sibiu. Da, de la Munteanu de la Sibiu, da. Mi-a trimis o pereche de pui. S-a oameni de la... Da, și din soare, cred. Porumbei cu origini da. Genetice foarte bune, într-adevăr. Asta e din piticul lui. Din piticul? Vestitul pe piticul, nu? Da. Da. Aveți, 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 îmi place. Din păcate știți cum e, sunt anii care se adună. N-avem ce face. Este? Energiile mai scad. Asta e viața. Nu mai e chiar așa. Și reușiți și îi prindeți pe toți când este să-i duceți la toți porumbeii din lotul de zbor, când e zi de îmbarcare. Mă mai ajută un coleg pe aici cu mine, da. Care îi prinde. Da. Când e greu să-i prind. Oricum sunteți. Să știți că sunteți de felicitat, vă spun sincer. Eu n-am întâlnit mulți crescători. Asta are coada albă. Da. Tot Freidenhoven. Tot Freidenhoven, nu? Da.
I-ați încercat să vă vin bine sau au climatizat aici pe zonă? Foarte, foarte, foarte bine. Foarte bine, nu? De trei ori foarte. Super, da. Haideți să mergem acum puțin dacă este și la femele, da? Da.